Ok. Pusii. Oare vedeți și slide-urile? Da, se văd slide-urile. Bun, mulțumesc Cu pentru drag. confirmare. În primul rând, eu sunt Popescu Georgian Andreea, sunt studentă în anul 2 la asistență socială, în cadrul Universității 1 decembrie în Alba Iulia. Am foarte mari emoții. Și am încercat să surprind perspectiva studenților asupra factorilor care influențează reziliența academică din cadrul universității mele. Așa, pentru o scurtă punere în dosar a termenilor, termenul de reziliență nu are o definiție unanim acceptată, dar am observat în literatura de specialitate faptul că majoritatea definițiilor gravitează în jurul la două teme centrale, astea fiind adversitatea și adaptarea. În termeni generali, reziliența se referă la capacitatea indivizilor sau a grupurilor, organizațiilor și sistemelor de a reacționa eficient la schimbări majore, adaptându-se la noi condiții și recâmpurându-se după perturbare fără a regresa. Reziliența ca și concept psihologic este menționată în literatura științifică de la începutul secolului 21 și se referă la abilitatea unei persoane de a gestiona experiențele dificile ale vieții și de a se adapta succes la mediul înconjurător. Ok. Reziliența academică reprezintă probabilitatea crescută de succes în școală și în alte realizări de viață, în ciuda adversităților din mediu provocate de trăsături, condiții și experiențe timpurii. Alva a descris faptul că studenții care sunt rezilienți mențin niveluri ridicate de motivație și performanță, în ciuda evenimentelor și condițiilor stresante, care îi expun riscului de a avea rezultate slabe la școală și în cele din urmă de a abandona școală. Ca și context actual, conform statisticilor Eurostat, privind părăsirea prematură a sistemului de învățământ și formare profesională din Uniunea Europeană, România este pe primul loc la rata abandonului școlar. Cei care părăsesc prematur sistemul sunt tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani, care au finalizat cel mult învățământul secundar inferior, adică 8 clase. În încercarea mea de a identifica atât elementele de protecție cât și pe cele inhibatorii, am abordat trei dimensiuni ale rezilienței academice, astea fiind factorii personali, factorii sociali și instituționali, factorii sociali și factorii instituționali care sprijină reziliența. Ca și obiective, obiectivele mele au vizat înțelegerea modului în care atât trăsăturile individuale și abordările personale, dar și mediul social și resursele universitare, contribuie la dezvoltarea și menținerea academice, rezilienței academice sau la inhibarea acesteia. Designul studiului meu, eșantionul a avut 35 de studenți intervievați printr-un interviu semi-structurat, iar acestea au fost supuse unei răspunsurile au fost supuse în unei analize tematice. Țin să menționez că am avut participanți din patru facultăți din cadrul universității: Facultatea de Drept și Științe Sociale, Facultatea de Informatică și Inginerie, de Istorie, Litere și Științe ale Educației și de Științe Economice. În prima parte, am urmărit să subliniez importanța înțelegerii factorilor personali în procesul de reziliență academică, așa că primele trei întrebări ale interviului s-au axat pe autoevaluarea punctelor forte și și a punctelor slabe percepute de către studenți, pe sursele și mecanismele de motivare care permit studenților să facă față provocărilor și să evite abandonul școlar, dar și pe strategiile pe care aceștia le folosesc pentru a gestiona stresul academic. Asta. Am identificat și puncte forte. Cea mai frecvent menționată temă a fost învățarea rapidă, evidențând capacitatea studenților de a asimila rapid informații noi. Totodată, abilitatea analitică de comunicare și de comunicare și nu. Trebuie să iau gura.
Deci, totodată abilitățile analitice și de sinteză, abilitățile de comunicare și pasiunea pentru domeniul ales au fost teme frecvent întâlnite, menționate de studenți, iar în ceea ce privește punctele slabe, cea mai frecvent menționată temă a fost gestionarea timpului și procrastinarea. Apoi a fost gestionarea emoțiilor, adică stresul și anxietatea. Și apoi sunt dificultățile în menținerea atenției. Răspunsurile studenților la întrebarea cum reușiți să vă menționați, să vă mențineți motivați pentru a face față provocărilor academice și a nu abandona studiile, au evidențiat 7 teme în ceea ce privește factorii motivaționali, dar și o temă demotivantă. Majoritatea studenților au menționat planurile de carieră și obiectivele personale ca fiind principala lor sursă de motivație. În schimb, factorul demotivant menționat este slaba implicare a profesorilor. În încercarea de a afla care sunt strategiile pe care studenții le folosesc pentru a face față stresului academic, am identificat din nou 6 teme centrale care surprind diversitatea abordărilor pe care aceștia le au. O mare parte dintre studenți valorifică planificarea și abordarea proactivă ca mijloace principale pentru gestionarea responsabilităților academice și reducerea stresului. Această strategie propriu-zis presupune planificare din timp a sesiunilor de studiu, familiarizarea cu materialele de curs încă din timpul semestrului și setarea unor obiective realiste în încercarea de a menține un echilibru între viața academică și cea personală. În paralel, odihna și activitățile de relaxare sunt de asemenea valorificate de un număr semnificativ de studenți, iar strategiile de coping de tipul coping sub presiune sau cum au numit-o studenții strategia pe ultima sută de metri, se bazează pe utilizarea stresului ca și stimulent pentru finalizarea sarcinilor, iar adesea are ca și costuri externe fizică și psihică. Atunci când studenții au fost întrebați care este influența persoanelor apropiate în gestionarea asupra gestionărilor a provocărilor academice, aceștia au subliniat cel mai adesea importanța suportului moral și emoțional din partea familiei, a prietenilor, dar și a colegilor. O altă resursă valoroasă pentru studenți este ajutorul practic din partea colegilor și a prietenilor. Asta include schimbul de notițe, explicarea conceptelor, ajutatul la activitățile de seminar, proiecte în echipă. Pe de altă parte, 20% dintre studenți au raportat că simt o presiune copleșitoare din partea familiei în ceea ce privește performanța academică. Influența factorilor instituționale asupra rezilienței. Universitatea noastră pune la dispoziția studenților diverse resurse în sprijinul rezilienței, precum centru de orientare și consiliere în carieră, consilierea psihologică, accesul la biblioteci virtuale, consultații cu cadrele didactice și programele Erasmus+. Programele Erasmus+ au fost cele mai frecvent menționate de către studenți ca un factor instituțional ce sprijină reziliența academică, adică 45% dintre studenți au accesat aceste programe, evidențând impactul pozitiv asupra dezvoltării personale și profesionale, precum și oportunitățile de învățare interculturală. Alt factor menționat frecvent de studenți este vizibilitatea și accesibilitatea resurselor, adică 20% dintre studenți nu erau conștienți de existența acestor resurse oferite de universitate și au subliniat cumva necesitatea unei promovări mai bune a resurselor, cel puțin în mediul online și în universitate.
Studenții au oferit totodată și sugestii pentru îmbunătățirea experienței academice, cum ar fi coordonarea eficientă a programelor Erasmus+, deoarece unele facultăți au mai multe oportunități decât altele, iar bursele primite de la Erasmus sunt mici și acest lucru limitează accesul studenților cu situații financiare mai puțin favorabile. O altă sugestie menționată de către studenți este îmbunătățirea suportului instituțional, adică universitatea ar trebui să crească numărul de consilieri psihologici și să îmbunătățească platformele de informare și recunoașterea implicării studenților. Adică studenții vor să le fie recunoscute activitățile extracurriculare și de voluntariat, iar acest lucru ar putea stimula participarea activă și ar contribui la crearea unui mediu academic mai motivant și susținut. Ca și concluzii, rezultatele acestui studiu au oferit o perspectivă cuprinzătoare asupra complexității și diversității elementelor care contribuie la dezvoltarea și menținerea rezilienței academice, abilitățile de învățare rapidă, capacitatea de analiză și sinteză, precum și motivația intrinsecă, sunt factori personali cruciali care contribuie la performanțele academice. Studenții care beneficiază de sprijin emoțional și moral din partea familiei, colegilor și a prietenilor demonstrează o rezilienă academică mai mare. Programele Erasmus și consilierea psihologică oferă un suport important studenților, însă există o nevoie urgentă de îmbunătățire a vizibilității și accesibilității acestor resurse. Slaba implicare a profesorilor a fost identificată ca un factor demotivant major, sublinând necesitatea unui suport academic constant și activ. Vă mulțumesc! Aceasta am fost eu. Felicitări pentru temă foarte interesantă. În timp ce prezentați, mă gândeam că ar fi interesant de văzut și chiar de făcut o cercetare științifică în direcția aceasta. În ce măsură expectanțele profesorilor și stilul didactic al profesorilor contribuie la reziliența emoțională a studenților? Acum, sigur că mă așteptam să văd niște procente, niște date concrete cu privire la răspunsurile studenților la care ați făcut referire, pe care i-ați investigat. Și, de asemenea, cred că ar fi interesant de văzut care este corelația între factorii de stres și modul în care studenții își manifestă comportamentul studenților, știți, modul în care ei își manifestă, se manifestă din punctul acesta de vedere. Sunt foarte multe aspecte pe care puteți să le luați în vedere în studii viitoare pe această temă. Felicitări încă o dată! Mulțumesc și mulțumesc pentru sugestii. Dacă dintre cei prezenți aveți întrebări, avem deja și în sală cu noi, dacă doriți să adresați întrebări. Mulțumim, mult succes mai departe. Mulțumesc mult, o zi bună! O zi frumoasă! Continuăm cu doamna Adriana Ilea.